ferice de mama care te-a purtat și te-a lăptat. Ferice mai degrabă de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan și-a învățat ucenicii. Când vă rugați să spuneți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Cu mult timp în urmă, profeții au scris în Scripturi că Dumnezeu va trimite pe Mesia să ierte păcătoșii și să refacă relația cu Dumnezeu. Viața lui Iisus dovedește că El este cu adevărat Mântuitorul. Profetul Isaia a scris: O fecioară va rămâne însărcinată și va aduce pe lume un fiu, și așa s-a împlinit. Dumnezeu, prin puterea Lui, a făcut ca Maria, deși fecioară, să rămână însărcinată și să dea naștere lui Iisus. După cum a fost scris în Scripturi, miracolul nașterii lui a fost un semn de la Dumnezeu că acest copil era Mesia, acela pe care Domnul îl numește Fiul Său. Când oamenii l-au văzut pe Iisus, au descoperit natura și puterea lui Dumnezeu. El a vindecat norodul, le-a iertat păcatele și le-a promis un loc în împărăția lui veșnică. Iisus și-a sacrificat viața și a fost pedepsit pentru toată omenirea. Apoi a înviat, dovedind că puterea lui este mai mare decât moartea. Iisus Mesia a spus: Am puterea să-mi dau viața și puterea să o iau înapoi. Viața lui Iisus a împlinit cele spuse de profeți și a confirmat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ca fiind perfect neschimbat, precum au prezis profeții. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Prin Iisus, Dumnezeu se revelează pe sine întregii omeniri. Iisus a venit să ne dea o viață împlinită, precum Dumnezeu a plănuit-o pentru primul om și pentru prima femeie. Dar ei nu s-au încrezut în Dumnezeu și n-au ascultat de porunca Lui. În Scripturi este scris căci toți oamenii au păcătuit și că plata păcatului este moartea. Cei ce au păcătuit nu vor putea trăi și avea vreo legătură cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a realizat sacrificiul berbecului în locul fiului lui Avraam, Dumnezeu a trimis pe Iisus să moară în locul oamenilor. A făcut aceasta pentru ca cei ce cred în Iisus să poată intra în prezența Domnului. Ca urmare, cei ce-L vor urma pe Iisus vor scăpa de pedeapsa iadului și vor putea trăi veșnic cu Dumnezeu. După ce Iisus a înviat din morți, le-a spus discipolilor: Oamenii în numele Meu vor propovădui tuturor neamurilor că Dumnezeu iartă păcatele tuturor celor ce se pocăiesc și cred în El. Iisus a mai spus că îl va trimite pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie cu ucenicii, să-i îndrume în adevăr și să le dea puterea să urmeze căile Domnului. Când femeia păcătoasă s-a pocăit și a început să-L urmeze pe Iisus, El i-a spus: Păcatele îți sunt iertate. Credința ta în Mine te-a mântuit. Oricine poate fi salvat de harul lui Dumnezeu prin credință în Iisus. El are puterea să ierte păcatele. Cei ce se decid să-L urmeze pe Iisus pot începe relația cu El prin a spune o rugăciune prin care să-și exprime credința folosind cuvinte precum acestea: Doamne Dumnezeule, Tu ești drept, îți mulțumesc că Mă iubești,
Îmi pare rău că n-am ascultat de poruncile tale și că am păcătuit împotriva ta. Îți mulțumesc că l-ai trimis pe Iisus să moară pe cruce pentru mine și că l-ai înviat din morți. Îți mulțumesc că El a plătit pentru păcatele mele. Vreau să urmez calea ta și-L accept pe Iisus ca Mântuitor și Domn. Îți mulțumesc că mi-ai iertat toate păcatele și ai făcut posibil să pot trăi cu tine veșnic în împărăția ta. Te rog să-mi dai Duhul tău cel Sfânt să fie cu mine și să mă îndrume pe calea ta. Mă rog să-mi dai putere să te iubesc cu toată inima și să duc o viață care să fie pe placul tău. Numele tău să fie proslăvit peste tot în întreaga lume. Amin. Iisus a spus despre cei ce-L urmează: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Urmașii lui Iisus se întâlnesc împreună, se roagă zilnic, studiază cuvintele Lui din Scripturi, caută să urmeze exemplul Lui și spun altora despre El. Iisus îi îndrumă și îi împuternicește prin prezența Duhului Sfânt în inima lor. Ei își amintesc de ultimile cuvinte spuse de Iisus urmașilor Lui înainte de a se înălța pe onor la tronul Său din cer: Dumnezeu mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Fiți siguri de asta, eu sunt cu voi întotdeauna, în vecii vecilor.